Salutare! Bine ați venit din nou pe lecțivideo.ro la un nou video dedicat electronicii. Continuăm cu o idee care are legătură cu video de ieri, însă nu este strict legat de video de ieri, ci este o problemă pe care o putem întâlni în general în mai multe situații în viață, atunci când lucrăm cu diverse dispozitive, aparate pe care nu le-am proiectat noi, nu le cunoaștem noi, sau uneori chiar cele pe care le proiectăm noi, și anume problema corecției factorului de putere. O să. Discut în acest video făcând referire la niște lucruri pe care le-am mai uh, explicat în trecut, lucruri de bază din electronică. Voi face presupunerea că știți deja uh, elemente ce țin de uh, puterile electrice, diferența dintre ele, puterea activă, reactivă, aparentă. Uh, de asemenea, știți, uh, în, înțelegeți funcționarea unui condensator, în general a unui uh, a unei bobine și de asemenea înțelegeți conceptul de impedanță și reactanță. Chiar dacă nu le înțelegeți, oricum o să mai dau pentru recapitulare formulele doar de dragul de a fi mai bine înțeles, însă nu voi insista asupra celor cunoștințe pe care, repet, le găsiți în videourile anterioare la mine pe site. Bun, care, care este problema pe care o avem și adică pe care putem să o avem și pentru care vrem să facem această corecție a factorului de putere. Problema e foarte simplă. Uneori vom folosi dispozitive care prin natura lor nu sunt pur rezistive. Deci Au o componentă capacitivă sau inductivă, de cele mai multe ori inductivă. Exemplu, motoare electrice, transformatoare sau în general orice presupune existența unei bobine conectată direct la o sursă de tensiune alternativă. Problema asta vine de la faptul că noi în, în curent alternativ nu mai avem doar o singură putere electrică, ci avem trei puteri electrice. Și pentru recapitulare, aceste puteri pot fi văzute ca fiind laturile unui triunghi dreptunghic, cu S, puterea aparentă, ipotenuza, și cele două catete, puterea activă P și puterea reactivă Q. În mod normal, în momentul în care avem un, un consumator pur rezistiv, acest q este 0, deci practic e ca și când triunghiul ăsta ar fi atât de mic încât nu ar exista. Da? În momentul ăla, puterea aparentă este tot una cu puterea activă și implicit nu avem probleme de, de fazaje între tensiune și curent. Nu trebuie să ne batem capul cu niciun fel de corecții. În schimb, în momentul în care în circuitul nostru avem bobine, condensatoare sau, component, sau, sau combinații de bobine și condensatoare, trebuie să ne punem problema că va exista un decalaj, un defazaj, cum se numește el, între tensiunea aplicată acelui circuit și curentul care trece prin circuit. Iar acel defazaj va face uh, să apară această putere reactivă numită Q. Puterea asta este problematică încă va face uh, curentul care trece prin acel circuit să crească. Deși uh, o parte din acel curent va fi efectiv irosit, nu va fi folosit efectiv pentru a face ceva util. Da? Puterea activă este cea care face ceva util. Puterea reactivă este doar o putere irosită. Și chestia asta se răsfrânge asupra noastră, fiindcă în momentul în care avem un curent mai mare decât trebuie, automat conductoarele noastre se vor încălzi mai mult decât este nevoie sau noi va trebui să folosim conductoare mai groase pentru a combate această problemă. Automat și sursa noastră trebuie să poată să accepte ca noi să tragem de la ea acel curent mai mare, sigur asta nu este o problemă când sursa noastră este efectiv priza care vine de la compania de curent electric. Însă în momentul în care ne punem problema să alimentăm. Un dispozitiv de genul ăsta, dintr-un UPS, dintr-un generator propriu, dintr-un invertor și așa mai departe, deci din surse proprii cu echipamente proprii, în momentul ăla, în momentul ăla problema asta devine serioasă și trebuie să facem ceva în sensul ăsta. Um, pentru reamintire, voi, uh, uh, voi menționa formulele de bază. Pe care noi ne vom baza în acest video. Uh, reactanțele inductive și capacitive. Reactanța inductivă 2PFL, F, frecvența în Hz, L este inductanța acelui inductor în Henry. Reactanța capacitivă 1 supra 2PFC, C fiind capacitatea. Da? Reactanțele sunt, practic, uh, într-un fel, echivalentul rezistenței în curent alternativ a Bobinei și respectiv a condensatorului. Okay. În momentul în care punem două, două astfel de componente, o bobină și un condensator în paralel, o să vedem imediat că o să facem o simulare. Ele vor avea, bineînțeles, reactanțe diferite la diferite frecvențe. Și va exista o singură frecvență la care cele două reactanțe vor fi egale. Aceea va fi și, totodată, și frecvența de rezonanță a acelui circuit format din condensator și bobină. Acea frecvență de rezonanță. În esență, este frecvența la care cele două reactanțe, reactanța bobinei și a condensatorului, vor fi egale. Și dacă luăm matematic și facem ca acest XL să fie egal cu XC și extragem frecvența de aici, um, va rezulta că frecvența este 1 supra 2 pi radical din LC. Okay? Este important în cele ce urmează, tocmai de asta menționez. Și re, readucându-ne la acest triunghi al puterilor electrice, aici avem între puterea aparentă și puterea activă, avem un unghi pe care noi îl notăm cu fi, cu litera grecească fi, Și conform teoremei lui Pitagora, putem spune că sinus de fi este Q, puterea reactivă supra puterea aparentă, da? Și de asemenea cosinus de fi este puterea activă supra puterea aparentă. Acest cosinus de fi se mai numește și power factor în engleză, factorul de putere. Okay? Numai că de multe ori ei exprimă factorul de putere în procente sau într-un număr unitar și de cele mai multe ori ei ignoră funcția trigonometrică E posibil să vedeți în anumite locuri că acest power factor este egal cu direct P supra S. Okay? Dar este tot una cu cosinus de fi în esență. Cosinus de fi este terminologia pe care în general noi în partea asta a lumii o folosim și power factor este termenul pe care în general englezii sau... Um, Națiunile care vorbesc limba engleză, anglofonii, da, sunt uh, tentați să folosească, fiindcă pentru ei e mai, uh, mai clar acest termen de Power Factor. Însă, în esență, este tot una. Ok? Bun. După cum spuneam, problema noastră este existența acestei puteri reactive. Noi vrem să facem ceva să o combatem și, de cele mai multe ori, vom avea o sarcină inductivă pe care va trebui să o compensăm. Așa cum spuneam în videourile în care prezentam efectiv condensatorul și bobina, cele două se comportă similar, dar oarecum opus, fiindcă condensatorul este componenta care se opune schimbării um, tensiunii de la bornele lui pe când bobina este componenta care s opune schimbării curentului care trece prin uh, ea. Practic amândouă ar vrea între ghilimele să-și păstreze constante tensiunea respectiv curentul. Și nu le place, între ghilimele, când această tensiune la condensator se schimbă sau când curentul prin bobină vrea și el să se schimbe. Practic, prin natura lor, ele creează uh, două defazaje diferite între tensiunea aplicată lor și curent. La bobină, și haideți cel mai simplu să trecem la o simulare, da? uh, la bobină, dacă avem așa, avem o sursă de tensiune alternativă, eu am, apropo, folosesc Microcap, soft gratuit pe care îl puteți găsi și descărca gratuit, legal, de pe internet, nu trebuie să-l piratați. De câțiva ani este gratuit, fiindcă producătorii s-au pensionat și au fost foarte cum se cade și l-au eliberat pe site-ul lor oficial fără plată. Um, avem aici o sursă de tensiune alternativă, am setat-o la 311 V, tensiune de vârf. De ce? Fiindcă 311 V tensiune de vârf este 220 de V tensiune RMS, adică tensiunea de la priză, cel puțin de la priza pe care o am eu aici în casă. Voi dacă aveți 230-240 de V puteți să modificați, dar nu e musai, fiindcă oricum pe noi nu ne interesează valori foarte precise aici, în cele ce urmează în ceea ce vă prezint eu, vă prezint doar o idee de bază. A, deci avem o sursă de tensiune alternativă, 50 de Hz, asta contează, vrem să simulăm o situație reală din viața noastră, da? Sigur, dacă sunteți în America, o să aveți 60 de Hz, Canada, America, Japonia, sunt câteva țări care folosesc 60 de Hz, diferența nu e chiar atât de mare, dar în fine și această sursă de tensiune este conectată direct la o bobină de inductanță 70 de milihenri. De ce 70 de mH? Mă rog, e o valoare oarecum arbitrară aleasă, dar am observat că transformatoarele de la cuptoarele cu microunde cu care am lucrat în ultima vreme și pentru care a trebuit să efectuez această corecție, Aveau cam 60-70 de milihenri în gol, cel puțin când erau desfăcute. Mă rog, inductanța asta mai variază un pic, dar nu contează. Să zicem, pentru exemplu, 70 de mH, Da? Mai aveam aici o rezistență, dar are valoare 0, deci o putem ignora, e ca și când n-ar exista. O să ajung imediat și la uh, situația asta. Deci, practic, avem doar tensiunea alternativă aplicată direct bobinei, și nimic altceva. Mai avem un condensator aici cu gri, dar el este dezactivat, de asta e cu gri. Deci, îl ignorăm. Bun, dacă efectuăm o analiză tranzitorie um, și vrem să vedem tensiunea VD1, adică punctul 1, tensiunea alternativă să o vizualizăm în paralel cu curentul. I de V1, adică curentul care este furnizat de sursă. L-am înmulțit cu 10 ca să se vadă mai clar, fiindcă e un curent destul de mic. Da, îi dăm Run. Vedem că avem ace acest decalaj, care mă rog, se numește defazaj, dar poate pentru a fi un pic mai clar putem să spunem că este un decalaj între momentele în timp când avem maxim, punctele de maxim și de minim. Cu albastru avem tensiunea, da, dacă e să ne uităm aici, o să vedem că în timp ce tensiunea are valoare maximă, curentul are o valoare undeva intermediară între punctul de minus și punctul minim și punctul maxim. Okay? Uh, în schimb, în momentul în care avem uh, curentul maxim, tensiunea este 0, okay? asta, asta este decalajul, de defazajul pe care îl introduce în mod natural o bobină, prin natura ei, indiferent de uh, inductanță. Da? Deci aș putea să schimb aici, să pun, nu știu, 200 de mili Henry, tot aia e. Uh, Da, dacă e să mă duc în, în punctul de maxim al curentului, voi vedea că în momentul ăla tensiunea tot 0 va fi. Pot să scad, să fac 10 mili, mult mai mică. Nu contează. Voi crește curentul, dar decalajul, defazajul da, va fi același. Când am tensiunea 0, am curent maxim. Și tot așa. Hai să mă întorc la 70 de mili, că arată mai frumos. Bun. Uh, la polul opus avem condensatoarele, o să dezactivez bobina și uh, activez condensatorul. Condensatoarele introduc în esență același defazaj, dar invers, în, în sens opus. Okay? Când avem tensiune maximă, curentul uh, la pornele condensatorului este 0, și în momentul în care um, curentul prin condensator a atins punctul maxim, avem tensiune zero la bornele lui. Ok? De decalajul ăsta, de ăsta este important fiindcă practic putem să folosim o componentă gen condensatorul pentru a compensa defazajul celelalte componente. De exemplu, avem un transformator, a fost cazul meu. Transformatorul la prin natura lui este aproape pur inductiv, deci se comportă ca o bobină, fiindcă, mă rog, el însuși este o colecție de două sau mai multe bobine. Primarul este o bobină, deci putem să îl vedem ca pe o bobină. În consecință, pentru a compensa Factorul de putere pentru a compensa acest defazaj și această problemă, vom adăuga un condensator în paralel cu el. Și dacă am avea situația inversă, am avea o, 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 o componentă sau un dispozitiv cu o puternică caracteristică. Capacitivă, atunci vom folosi o bobină pentru a efectua compensarea inversă. Dar nu știu când va fi această situație. De cele mai multe ori ne vom trezi uh, puși în situația de a trebui să compensăm cu un condensator uh, o sarcină care este inductivă. Asta este motivul. O să sar un pic să vă arăt uh, un video asta este motivul pentru care undeva în video pe care vi l-am arătat în anterior cu toate experimentele făcute cu transformator de cuptor cu microunde ați putut vedea dacă v-ați uitat un pic mai atenți, în stânga acestui multimetru albastru mai este o cutie. Apare așa ca fiind o cutie, fiindcă e destul de mare, tot albastru. acela este un condensator și un condensator destul de mare, fiindcă ar trebui să folosesc uh, un condensator de capacitate mare și care să reziste la tensiune suficient de mare pentru compensarea factorului de putere la primarul acestui transformator. Da. Um, și pot să vă arăt, na, condensatorul este ăsta. Mă rog, a trebuit să fac ceva Photoshop în zona asta ca să pot să vă arăt cât de cât inscripția. Fiindcă cu ochiul liber se vede destul de clar, dar pe cameră, din păcate, aproape că nu se vedea. 40 de microfarazi la 1100 de volți. Mă rog, nu trebuie neapărat 1100 de volți. Acest 1K1 asta reprezintă 1100 de volți. Eu n-am avut un condensator de tensiune mai mică la dispoziție, dar care să aibă totuși cât de cât capacitate suficient de mare. Așa că l-am folosit pe ăsta. Da? Și asta este un, un, exemplu bun de situație în care vom vrea să efectuăm această corecție. Bun, acum ca să ne întoarcem un pic la, la formule și la calcule, da, ideea este foarte simplă. Noi ne vom afla în una din trei situații. Situația 1, vom ști clar, sau cu o, pre, cu o aproximație destul de bună, inductanța sarcinii noastre pe care vrem să o compensăm. Și știm că rezistența este 0 sau neglijabilă. Situația 2, când știm inductanța și știm că mai există și o componentă rezistivă și știm și valoarea acelei componente, Componenta rezistivă care are, are o valoare care nu este chiar neglijabilă, adică vom vrea să o luăm în calcul. Vă arăt situațiile astea ca să vă prezint formulele, însă de cele mai multe ori nu prea o să știm noi inductanța. Mă rog. O să putem măsura poate la unele dispozitive, însă inductanța asta mai, mai variază și în timp. în sau, mai bine zis, nu în timp, ci variază, ce puțin la un transformator, de exemplu. Inductanța primarului o să varieze un pic în funcție de sarcina pe care o conectăm, dacă tragem curent din transformatorul ăla sau nu tragem curent. Um, mă rog, mai mult impedanța o să se schimbe, dar în, în, oricum, o să existe ceva fluctuații în timp. Bun, putem să luăm, nu știu, o valoare măsurată ca punct de reper și să acceptăm variațiile, dar de cele mai multe ori ne vom afla în situația a treia în care nu o să știm și nici nu o să aibă sens să calculăm inductanța, o să știm valoarea puterii active P și valoarea puterii aparente S și în funcție de asta vom vrea să aflăm ce valoare trebuie să aibă condensatorul. video ăsta, um, e destul de important fiindcă eu am căutat recent uh, pe YouTube, uh, în engleză, e drept, în română, mă rog, nu prea sunt oameni care să facă uh, video pe tema asta și am găsit peste unele care explică principiul de bază dar nu explică cum să calculeze efectiv condensatorul în funcție de ceea ce ai și ceea ce, sau ceea ce poți să măsori, da? Deci de cele mai multe ori noi ne vom afla în situația asta a treia. Bun, haideți să le luăm pe rând. O să discut situația 1 și 2 împreună, fiindcă sunt foarte, foarte asemănătoare. În situația 1 avem o sarcină pur inductivă și evident trebuie să compensăm cu un condensator pus în paralel. În situația a pe lângă sarcina care are o puternică componentă inductivă, mai avem și o componentă rezistivă care nu este neglijabilă. Okay? Diferența dintre cele două nu este foarte mare, e ca și când în situația 1, de fapt și de drept am fi în situația 2 cu rezistența egală cu 0, fiindcă a nu avea rezistență undeva este tot una cu a avea rezistență egală cu 0 din punct de vedere matematic. În ambele situații, noi va trebui cu condensatorul nostru să compensăm Efectul pe care îl are bobina din circuit. Da? Nu va trebui să compensăm uh, rezistența niciodată, fiindcă rezistența nu va introduce defazaje între tensiune și curent. Prin natura ei, de, de, uh, rezistența nu introduce defazaje. Întotdeauna curentul care trece printr-un rezistor va fi în fază cu tensiunea aplicată la bornele lui. Dar, în momentul în care avem o rezistență în circuitul nostru, uh, Valoarea condensatorului se va schimba un pic, da? fiindcă impedanța circuitului se va schimba, da? fiindcă rezistența asta se va opune trecerii curentului în plus pe lângă opoziția pe care o are bobina. Și atunci, automat, formula va fi un pic diferită, însă, dacă e să ne uităm la formule din punct de vedere matematic, prima situație este ca și când am avea formula asta la care R egal cu 0. Dacă R egal cu 0, atunci acest 0 pătrat supra L este tot 0 și atunci uh, rămânem doar cu 1 pe 4 pi pătrat F pătrat L. Adică formula de la situația 1. Okay? Evident, uh, frecvența exprimată în herți, uh, inductanța în Henry, capacitatea în farazi, rezistența în om. Cazul în care avem. Ok? Nu trec pas cu pas ca să vă arăt cum am ajuns la formula asta. Nu vreau să vă pierd timpul, oricum, puteți să refaceți voi calcule dacă vreți. Ideea este foarte simplă. În special în situația 1 în care avem doar bobină și condensator. Repet, avem formula de, formula frecvenței de rezonanță 1 pe 2 Pi radical din LC da? Noi știm, sau mă rog, trebuie să știm frecvența pentru care vrem să efectuăm această corecție PFC, fiindcă corecția PFC pasivă, cel puțin asta pasivă, se numește pasivă apropo, fiindcă noi punem un, o singură componentă, în cazul de față, condensatorul, de o anumită valoare fixă și implicit nu există dispozitive active care să. Recalculeze în periodic ă, și să vadă în funcție de Schimbările dinamice ale dispozitivului nostru ce corecție trebuie să aplice nu se aplică o corecție fixă Bătută în cuie indiferent de orice se întâmplă de asta se numește pasivă Folosim o componentă pasivă condensatorul pentru a, a efectua această corecție. Bun, evident că ă, trebuie să știm frecvența. De cele mai multe ori vom efectua această corecție PFC pentru circuite alimentate de la rețea sau de la un invertor care se comportă ca o rețea, deci vom ști clar că frecvența este cât este ea, 50 de Hz, 60 de Hz, poate și alte valori în alte situații, dar oricum frecvența va fi fixă și automat vom putea calcula lejer valoarea capacității condensatorului, fiindcă dacă frecvența e fixă și presupunem și inductanța că este fixă, automat formula asta se, se calculează cu ușurință, da? Formula asta repet derivă din formula frecvenței de rezonanță și care la rândul ei derivă din faptul că ăsta este punctul în care cele două componente vrem să aibă ă, ă, reactanță egală, da? fiindcă totodată este punctul cel mai eficient din punct de vedere electric-energetic pentru acel circuit. În momentul în care avem ă, și rezistență. Ă, Formula se complică un pic, fiindcă trebuie să mai adăugăm acest R pătrat supra L la numitorul acestei fracții, da? fiindcă pe această ramură cu bobina și rezistența, ambele se opun trecerii curentului, automat impedanța lor va fi un pic diferită, automat ca condensatorul ăsta, Trebuie totuși să ia în calcul, chiar dacă el compensează defazajul doar al bobinei, totuși el trebuie să ia în calcul și această limitare a curentului pe care o oferă rezistența. Da. Bun, haideți să simulăm chestia asta înainte de a trece la situația a treia și a o explica pe scurt, fiindcă la situația a treia n-am mare lucru de spus, doar de dat un exemplu concret. deci, haideți să dezactivăm condensatorul ăsta. Da? Și, repet, facem o, o analiză tranzitorie. Avem doar tensiune alternativă, bobina. După cum am spus, vedem decalajul ăsta, defazajul ăsta între curent și tensiune. Dacă le deschidem pe amândouă, și um, avem rezistență 0, și avem capacitatea corectă calculată matematic, vom vedea că curentul nostru devine o linie dreaptă și devine mult mai mic. A, deci, dacă înainte curentul um, mă rog, amplificat cu un factor 10, ca să-l vedem mai clar pe ecran, ajungea până la valoarea de 285 în momentul în care valoarea maximă 285 varia între 0 și 285 în circuitul nostru, în momentul în care aplicăm condensatorul de valoare corectă, calculată conform formulelor anterioare, curentul ăsta se stabilizează la 141 și practic la cam la jumătatea distanței da, între Adică fix, fix la jumătatea distanței, între valoarea minimă de aici și valoarea maximă, da? și nu mai variază sub nicio formă. Dacă am avea un condensator mai mic decât ar trebui, am avea parte de o corecție parțială, da? să zicem 20 de micro, Vedem că valoarea minimă nu este chiar 0, a ajuns la 20, valoarea maximă nu mai este chiar 280, este doar 264. Da. Să spunem, nu știu, 80 de micro, mai mărim un pic condensatorul. De asemenea, variația este și mai mică, între 77 7 și 206, dar tot, tot există. Și problema este că nu putem să creștem oricât de mult condensatorul, fiindcă... La un moment dat va începe el să devină o problemă în circuitul nostru. A, să spunem că punem unul de 200 de micro. 200 de micro este prea mare și începe să introducă el a, niște pierderi. A, 300 de micro, de exemplu, începem să avem niște pierderi chiar mai mari decât fără condensator. Avem o valoare minimă sub 0, minus 8 valoare maximă 295 și tot așa. Da? De asta trebuie să știm cum să calculăm uh, corect uh, valoarea acestui condensator. Dacă punem 1 pe 4 pi pătrat uh, 50 de Hz la pătrat și 70 de mH în uh, formula asta, condensatorul corect uh, aflăm că are valoarea 145 de microfarazi. Asta este valoarea la care avem corecția 100, în 100% efectuată. Sigur, noi în practică noi nu o să avem o condensatoare de valorile astea calculate matematic, o să alegem cea mai apropiată valoare pe care putem să o cumpărăm de pe piață sau pe care putem să o formăm. Uh, nu știu, 145, mă gândesc că putem pune în paralel un condensator de 100 de micro cu unul de 47 de micro. Ambele sunt valori standardizate. Și ar fi cea mai apropiată corecție posibilă. Vedem că avem niște mici fluctuații, dar atât de mici încât nu o să conteze în practică. Bun, în schimb, în momentul în care avem aici parte de ceva rezistență, lucrurile se schimbă un pic fiindcă m, m, brusc valoarea asta nu, mai, nu va mai fi 145 de micro care înainte la rezistență 0 ne oferea corecția perfectă în momentul în care avem o rezistență oarecare valoarea asta nu va mai fi mai corectă și atunci trebuie să o calculăm cu formula asta la altă, da? Pentru, eu am un tabel Excel separat ca să fac calcule mai ușor pentru valoarea de 10 om 70 de mH, condensatorul uh, corect trebuie să aibă 120 de micro, uh, microfarasi, valoare. Okay. Sigur nu e cu mult mai mic decât uh, uh, cel de dinainte, dar pe de altă parte, dacă ar fi să uh, avem o rezistență și mai mare, da? Atunci condensatorul ăsta ar trebui să aibă o valoare mult mai, mare, mult mai mică. Doar un 6,7 micro. Ok. În situația în care avem rezistență, compensarea va produce întotdeauna o formă de undă sinusoidală. Nu vom mai avea o linie ca înainte. O linie perfectă, vom avea în continuare o sinusoidă. Dar important e că valorile minime și maxime ale celor două sinusoide, ale tensiunii și ale curentului, trebuie să fie suprapuse, deci trebuie să fie în fază, și punctul de 0 de asemenea trebuie să coincidă. Și ăla este momentul în care avem corecția făcută. La Din nou, dacă avem condensatoare prea mici, să spunem, nu știu, un micro, vom vedea că punctele astea două diferă, sau să zic 100 de nano și mai mic condensator. Da? Punctul de maxim al tensiunii este aici, punctul de maxim al curentului este undeva pe aici, da? sau mai simplu putem să, putem să luăm punctul de trecere prin 0. Că asta e, se vede și mai aici, clar. Tensiunea trece prin 0 aici, curentul trece prin 0 aici. Deci există un defazaj. De asemenea, dacă am introduce un condensator prea mare, s-ar efectua defazajul în sens invers. Da. De asta trebuie să ajungem să-l calculăm corect. Bun, și vă mai arăt o singură chestie înainte să trec mai departe. De ce anume? Ia să fac costul înapoi 0. 145 de micro. Putem să vizualizăm impedanța acestor componente și să vedem frecvența la care ele. Au impedanță respectiv reactanță egală. Run, runând un test de curent alternativ între un Hz și un kHz, că în cazul nostru lucrăm numai cu frecvențe mici, ambele uh, axe de coordonate logaritmice, ca să putem vedea mai ușor uh, aceste valori care cresc exponențial sau scad exponențial și uh, Desenăm graficul impedanței condensatorului, ZDC1 și ZDL1, impedanța um, bobinei. Okay? Și în momentul în care avem uh, condensatorul corect pentru bobina noastră, pentru inductanța noastră, vom vedea că punctul de intersecție, deci condensatorul e cu albastru, bobina este cu roșu, punctul de intersecție este fix frecvența pentru care am calculat uh, cu formula anterioară. Da? formula asta de rezonanță, 1 pe 2 pi radical în LC. Punctul de intersecție este totodată punctul în care cele două componente au reactanță egală și este uh, aflat la frecvența aia, 50 Hz în cazul nostru. Tocmai asta la frecvențe mai mici. Um, Bobina se comportă, tinde să se comporte ca un scurt circuit, sau, mă rog, să, să se prezinte ca o rezistență de valoare mai mică, iar la frecvențe mai înalte, condensatorul începe să conducă mai mult curent și impedanța lui, reactanța lui să scadă și să tragă mai mult curent din sursă. Da? Bun, cam asta e. Și a treia situație pe care nu avem cum să o simulăm, dar o să vă arăt așa un cablu, un, un caz concret. Situația în care, repet, noi nu știm nimic din circuitul nostru, din dispozitivul nostru, știm doar că există un defazaj considerabil și trebuie să-l corectăm. Știm, putem să măsurăm puterea aparentă și puterea activă, S și P, și vrem să aflăm în funcție de asta valoarea condensatorului. Atunci formula este radical din Puterea aparentă la pătrat minus puterea um, activă la pătrat, totul supra 2PF, tensiunea la pătrat. De altfel, dacă e să ne uităm uh, acest radical din S pătrat minus P pătrat, nu este nimic altceva decât q puterea reactivă. Da? Deci puterea reactivă, fiind un, cateta, una din catetele mă rog, triunghiului acesta dreptunghic, conform relației teoremei lui Pitagora, este radical din ipotenuză la pătrat care este S, minus cealaltă catetă la pătrat care este P. Da? Uh, fiindcă acest condensator, practic, repet, noi asta vrem să facem, să compenseze uh, problema introdusă de această putere reactivă. De asta vedem acest radical în partea de sus. Um, Formula asta am calculat-o în funcție de formulele impedanțelor, reactanțelor, pentru frecvența respectivă, cunoscându-se tensiunea. Da? U este tensiunea în volți, este tensiunea aplicată întregului circuit. F, bineînțeles, este frecvența, și în felul ăsta aflăm ce condensator trebuie să punem noi pentru a compensa. Um, acea situație. Haideți să vă arăt concret. Înainte să fac teste cu mă rog, toate testele pe care vi le-am arătat în video anterior cu transformatorul de microunde, am vrut să văd cum se comportă el în gol. Și exact asta vedem aici. Deci asta este, ăsta este transformatorul înainte să-l desfac, înainte să-l rebobinez, înainte să mă ating de el. Nu știu dacă se vede, sudurile sunt cele originale, înfășurările sunt cele originale, totul este original. L-am conectat la 2.20, care mă rog, nu este chiar 2.20 la mine acasă, este în general mai puțin, 214V, și um, am constatat că trage 184 de amperi, destul de mult, iar puterea. Uh, activul activă este doar 43,7 V. Dacă e să calculăm ce înseamnă 214 V ori 1,84 de amperi, înseamnă de aproape 394 de volți amperi. <laughs> uh, 394 de volți amperi, <laughs> practic, avem un factor de putere de 0,11 Adică extrem, extrem de prost. Um, trage foarte mult curent pentru a face nimic în esență. Chiar și acei 43 de vați sunt practic vați irosiți, fiindcă eu neavând sarcină nu-i folosesc la nimic. Dar lăsând asta la o parte, că până la urmă orice transformator are, are pierderi, adică are un consum propriu, să spunem așa. Um, să, să tragă de aproape 10 ori mai mult curent decât are nevoie este o problemă. E, Dacă punem, folosim da, formula asta și calculăm, o să vedem că ne trebuie un condensator de 27 de microfarazi. Okay, N-am mai, mai scris aici, am un tabel Excel pe un alt ecran în care am efectuat calculele. 27 de microfarad și rezolvăm problema asta. Tocmai asta um, eu și o să trec înapoi la video pe care vi l-am arătat uh, aici. Tocmai de asta eu pusese un condensator de 40 de micro. Eu l-am calculat, de fapt, cu alte valori pe care le-am luat din mers, din, în, în timpul um, transformatorului în care el furniza tensiune unui consumator. În momentul ăla, valorile sunt un pic altele și uh, o să încerc să stabilizez uh, imaginea pe aici, așa da, deci dacă se vede cu condensator de compensare a factorului de putere, avem, o să fac eu calculele. 210 V, da, înmulțit cu 3,64 de A, asta înseamnă 764 de volt amperi, Și dacă ies să împărțim 731,8 W la acești 760 cât am zis, înseamnă un factor de putere de 0,957, aproape 0,96. Deci cosinus de fi 0,96. 1 este valoarea ideală la care probabil că aproape niciodată nu o să atingem, nu o să ajungem, dar trebuie să tindem cât mai aproape de 1. Deci, în cazul meu, pentru valorile pe care le-am avut, cu formula asta pe care v-am prezentat-o anterior, 40 de microfarazi m-au făcut să ajung la un factor, un cosinus fi de aproape 1, foarte aproape de 1. Bun, cam asta este, așa se calculează, așa se efectuează această corecție. Este necesară, repet, în special în situația în care vrem să avem dispozitive uh, alimentate de UPS-uri, de surse proprii, de invertoare, nu știu, cei care aveți sisteme fotovoltaice, uh, o să vă intereseze acest lucru. Uh, încă o informație utilă, puteți găsi în comerț panelmetre din acestea cu care am măsurat și uh, eu uh, uh, toate cele de mai devreme. Există panelmetre care uh, arată tensiunea, curent alternativ, uh, curentul în amperi, puterea activă în vați și practic în felul ăsta uh, avem toate informațiile necesare pentru a ști absolut tot. Uh, puterea aparentă uh, este efectiv tensiunea înmulțită cu curentul în amperi, Uh, știm puterea activă, automat dacă vrem putem să calculăm și puterea reactivă, că putem să calculăm cosinus de fi uh, și părerea mea e că prețul nu este foarte, foarte mare, adică ok, nu e nici o chinezărie super ieftină, dar uh, este accesibil și e foarte, foarte util. Pot să vă spun că e foarte util, folosesc destul de des când am de-a face cu aparate sau dispozitive pe care nu le cunosc sau chiar pe cele pe care le construiesc eu și bineînțeles că vreau să le cunosc mai bine. În regulă, cam atât, cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc pentru vizionare, mulțumesc și celor ce sprijin într-o formă sau alta acest proiect pentru cei ce doresc și pot să mă sprijine financiar ca să pot să cumpăr componente mai ușor, mai repede și să învăț lucruri mai repede să vin și aici să vi le arăt și vouă, să vi le explic și vouă. Există cont de Patreon, link în descriere. Altfel, un like și un subscribe la canal, o abonare la canal, ajută algoritmul YouTube-ului ca să dea mai departe videurile mele și altor persoane Potențial uh, interesate de ceea ce fac eu aici. Mulțumesc, și să ne vedem cu bine, și la următorul video. La revedere!